mai poartă de grijă Dumnezeu și astăzi? E posibil ca prin atitudinea ta să refuzi ajutorul lui Dumnezeu? Cu toții trecem de-a lungul vieții prin momente dificile, iar unele sunt chiar extrem de dificile. Câteodată sunt atât de apăsătoare încât mintea ne poate fi invadată de cele mai negre gânduri. Situațiile conflictuale complicate, singurătatea, pot aduce cu ele stări de depresie, frică, dor, disperare și altele asemenea. Situația în care te afli poate părea nedreaptă. Poate chiar te-ai rugat mult pentru problema ta, dar încă nu ai primit niciun răspuns concret. Și te întreb dacă mai are sens să continui să te rogi, crezând că lui Dumnezeu nici nu-i pasă. Vreau să te asigur că nu ești singurul care trece prin astfel de dificultăți. Cu mult timp în urmă era o femeie văduvă, care, deși tânără, își trăia ultimele zile pentru că nu mai avea de mâncare. Ca situația să fie mai tristă, avea un copil mic. Nu înțelegea copilul mare lucruri din ce se întâmplă cu el. Știa doar că mămica îi poartă de grijă și va da de mâncare ca de obicei. Realitatea crudă era că toată mâncarea din casă o constituia un singur pumn de făină și puțin ulei cu care ar fi putut face o turtă. Aceasta urma să fie ultima lor mâncare. Pe urmă ar fi murit amândoi. Ce nu știa această femeie este că Dumnezeu îi cunoștea foarte bine problema și mai mult de atât, a pregătit deja soluția perfectă pentru ea. Dumnezeu este atât de inventiv în soluționarea problemei femeii, încât ne uimește și pe noi în relatarea biblică. Un străin vine la această femeie și îi cere să-i facă ceva de mâncare, spunându-i că Dumnezeu îi va purta de grijă dacă îi dă lui prima dată să mănânce. Acest om era Ilie. El îi spune în 1 Împărați 17:13, nu te teme, încrede-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și un de lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme au avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. Atunci când îți iubești aproapele și îi porți de grijă chiar și din puținul tău, Dumnezeu te va răsplăti. Faci voia lui Dumnezeu, iar El poate deschide pentru tine un izvor în mijlocul deșertului. Chiar dacă vremurile sunt grele pentru cei din jurul tău, pentru tine poate fi belșug de binecuvântare. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu are de a face în primul rând cu sufletul tău și mai pe urmă cu confortul tău. Iubirea de bani încearcă să-ți ofere iluzia purtării de grijă, dar adevărul este că împreună cu ei vine și frica de a nu-i pierde. Singurul care îți poate purta de grijă cu adevărat este Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți poarte de grijă, însă uneori e posibil să o facă altfel decât te aștepți tu. El știe întotdeauna mai bine când și cum să o facă. La eliberarea din robia egipteană, poporul Israel avea unele așteptări de la Dumnezeu. Așteptări care nu li s-au împlinit. Și chiar mai mult, din cauza atitudinii lor, Dumnezeu a fost nevoit să le amâne intrarea în țara promisă cu 40 de ani. Totuși, în cei 40 de ani petrecuți în pustie, Dumnezeu le purta de grijă, dându-le în fiecare zi apă, mâncare, protejându-le până și încălțămintea. Însă răzvrătirea și încăpățânarea le-a adus moartea celor mai mulți dintre ei. E trist că uneori renunțăm să credem în ajutorul lui Dumnezeu chiar înainte de linia de sosire. Indiferent care ar fi problema cu care te confrunți acum, vreau să te încurajez să rămâi aproape de Dumnezeu, să te odihnești în promisiunile sale pentru viața ta și să aștepți cu răbdare purtarea lui de grijă. Fii tare, nu te teme!